Universitatea Craiova ajungea în 1983 în semifinalele Cupei UEFA. Era prima echipă din România care spărgea zidul de nepătruns al formațiilor din vest. La Lisabona, contra cunoscutei echipe Benfica, Grigore Ciupito a făcut meciul vieții sale jucând pe postul capitanului Ștefănescu, suspendat pentru acel meci. S-a terminat 0-0 și Oltenia avea argumente să cucerească Europa. Din păcate, în retur, un 1-1 nedrept, afrând drumul celei mai frumoase echipe din România spre câștigarea unei cupe europene. Toți m-au numit, după jocul acela, eroul de la Lisabona. În prima fază nu credeau că o să joc titular în locul lui Costică. În al doilea rând, nu credeau, deși aveam și o vârstă înaintată, 35 de ani, că voi putea face față unui asemenea joc important ca și etapă în Cupa Europeană, ca și știință a jocului pe care o posedam eu. Anii trec, dar sufletul unui mare fotbalist rămâne tânăr. Grigore Ciupitu știe ce trebuie să facă fotbaliștii universității pentru a relua șirul performanțelor. De-aia le doresc băieților de la Universitatea Craiova să-și mențină numărul de spectatori la fiecare joc prin jocuri frumoase și cu avantaj de partea lor. Fiindcă știi cum e la fotbal. Dacă joci frumos și nu câștigi, înseamnă că totul e așa, un vis. E realitate până la urmă și până la urmă. Deci, băieți, haideți să apărați culorile acestea atâta timp când jucați un meci, două, trei, patru, 100, două, să îl reprezentați cu mândrie și cu mare, 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 mare succes.